Trei clase din campionatul de motocross au desemnat campionii, dar restul se decide în ultima etapă pe circuitul de la Ciolpani. La clasa MX1, George Cabăl are un avans substanțial. Etapa de motocross de la Sfântul Gheorghe a stabilit mai mulți campioni în ierarhia internă. La fete, Aida Cojanu a dominat clar categoria și are peste 100 de puncte avans, iar la veteran 2, în ciuda problemelor de sănătate din cursul anului, Jolt Peter Gaghi s-a încoronat și el campion național. La clasa regină MX1, George Cabăl de la Jitsu Zărnești și-a asigurat și el matematic un nou titlu după ce a pus un ecart de 74 de puncte în fața urmăritorilor. Putem spune că în prima manșă strategia a fost proastă. am ales locul greșit și am plecat și foarte prost din start. Ca urmare, nu am reușit să îl mai ajung pe Cristi și la general să zic că noi avem clasamentul adevărului, care pentru noi contează foarte mult. Am terminat pe locul 2, dar în manșa a doua n-am mai făcut aceeași greșeală. E bine când înveți din greșeli. Și am plecat primul din start și am reușit să rămân acolo toată manșa și chiar până la finish.